Conform specialiștilor, prepararea alimentelor ultraprocesate presupune adăugarea de aditivi, conservanți, coloranți și arome artificiale. Nu au calități nutriționale, sunt bogate în calorii, zaharuri, sare și grăsimi. Din această categorie fac parte și cerealele și batoanele proteice cu mult zahăr adăugat. Batoanele proteice sunt preferate ca o sursă rapidă de energie. Asta e un lucru bun atâta timp cât observăm pe eticheta alimentară că sunt ingrediente de bună calitate. Să aibă un număr cât mai mic de zaharuri, cât mai mic de glucide. Asta înseamnă să nu depășească la 100 de grame, să nu depășească 5 grame de zahăr. În plus, dacă există îndulcitori artificiali, le evităm. Consum batoane proteice și sunt de părere că sunt foarte folositoare, deoarece îți dau energie ori după sală, ori înainte de sală, sunt mult mai sănătoase, au fructe în ele, e ciocolată mai sănătoasă. Nu știu, e posibil să dăuneze, dar v-am zis, eu prind mult mai multă energie de la ele. Că nu mănânc, ca să-mi dea mai multă energie și de obicei mă uit pe eticheta lor ca să văd dacă au zahăr sau nu, sau ceva. Se mai întâmplă să iau și cu ciocolată, deci presupun că da, au zahăr și... Da, îmi plac mai mult alea cu ciocolată. Consider că este o sursă bună de energie înainte de sală. Când te uiți pe etichetă, la ce ești atent? La ce conține, în primul rând, câte grame de proteină, glucide, zaharuri și cam atât. Cercetătorii au observat că persoanele care consumă constant cereale și batoane bogate în zahăr au un risc cu 21% mai mare de a muri mai devreme. De asemenea, în cazul lor crește cu 50% și riscul de deces ca urmare a bolilor cardiovasculare și cu 12% pericolul de a se îmbolnăvi de diabet de tip 2. Mai mult, excesul de grăsimi și zaharuri au un efect negativ și asupra sănătății mintale. S-a demonstrat că cei care le consumă au un risc cu 22% mai mare de a dezvolta depresie și cu aproximativ 50% mai mare de a suferi de anxietate și de a avea un somn neodihnitor. Sunt foarte multe batoane foarte dulci, care alea se vând, alea nu poți să ieși cu un suplie nutritiv. Aia e un fel de, produs de cofetărie mascat în altă parte. Deci un dulce, un zahar, ai mai mult dulce decât protein, decât proteină. Acesta este cel mai amplu studiu din domeniu, implicând aproape 10 milioane de persoane. Publicată în British Medical Journal, cercetarea a fost dezvoltată în America, Australia și Franța.